Casa poporului nu e acasă, așa vor spune în curând parlamentarii. Silviu Prigoană le-a pus gând rău și vrea să-i dea afară din Casa poporului. Aleșii ar urma să se mute cu tot cu consilieri, printre cărți, la Biblioteca Națională. Monstrul arhitectural ar urma să se transforme în cel mai mare centru entertainment. Transformarea Casei Poporului în centru entertainment mondial. Cam acesta e planul lui Silvi Prigoană pentru Palatul Parlamentului. În locul birourilor, 3.000 de camere de hotel, iar holurile pline cu magazine cu mări scumpe. Am vorbit și cu președintele Băsescu de povestea asta. Și dânsul, cunoscând Casa Poporului și doamna Udrea, toți au căzut de acord că, într-adevăr, sunt 70% spații nefuncționale. Prigoană a calculat totul și deja vede turiști înghesuiți prin Casa Poporului, la fel ca la Zidul Chinezesc sau la Louvre. Va deveni un loc de pelerinaj pentru toată planeta să vadă o lucrare imensă făcută de un popor sărac. Prigoană s-a gândit și la aleșii noștri. Parlamentarii ar putea fi mutați de la Casa Poporului la Biblioteca Națională, o clădire lăsată în paragină de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. În această clădire ar urma să încapă, fără niciun fel de probleme, 400 de parlamentari cu tot cu birouri. Deputatul PDL spune că amenajarea ar dura 33 de luni și ar costa 80 de milioane de euro. Pentru ca parlamentarii să nu stea înghesuiți, propune și micșorarea numărului de parlamentari. Din 471 cât sunt în prezent, să rămână 400. Arhitecta Casei Poporului nici nu vrea să audă de propunerile deputatului PDL. Această clădire are o destinație care acum este foarte bine cristalizată, iar holurile despre care se vorbește sunt spații care sunt foarte bine folosite. Deja mare parte din Palatul Parlamentului este de închiriat. Se pot face petreceri, cocktailuri sau prezentări de modă. Prețurile pentru închiriere fiind cuprinse între 3.000 și 6.000 de euro.